Când lidele cutice medie curbate sunt o creație relativ recentă. Au fost concepute pentru montura 360 de grade, dar se pot folosi și cu alte monturi. Montura 360 de grade e o montură de pop-up care era foarte populară cu ani în urmă, dar între timp a mai pierdut din notorietate. Și era legată la început cu cârlige cu tige curbată lungă. Numele monturii vine de la faptul că permite cârligului o mișcare de rotație completă de 360 de grade. Cârligele cu tijă curbată lungă folosite inițial la montura 360 de grade sunt însă interzise pe multe lacuri. Se consideră că au tendința de a croșeta gura peștelui, în primul rând a peștilor mici, care se zbat mai mult în timpul drillului. Ca alternativă la cârligele cu tijă curbată lungă, a apărut un cârlig cu tijă curbată medie, care a fost gândit ca o soluție pentru montura 360 de grade. Cârligul cu tijă medie curbată pe care îl folosesc este modelul Medium Curve Shank, produs inițial de firma engleză Ace și preluat mai târziu de Carve Spirit. Cârligul rezolvă principala problemă de siguranță a monturii 360 de grade. Montura se leagă simplu, cu un vârtej flexibil mic montat pe cârlig. Ochetul cârligului rămâne descoperit. La cârligele cu ochet incomplet închis, s-a constatat că montura poate să producă răni peștelui prin faptul că ochetul se prinde în plasa minciogului când peștele e ridicat din apă și pus pe saltea. E un caz aparte în care o montură devine periculoasă nu în timpul drillului, ci după ce peștele a fost prins. Modelul Medium Curve Shank are ochetul închis complet pentru a elimina riscurile. Montura pentru care prefer să folosesc cârligele MCS este o montură pentru boilisuri critic echilibrate, care circulă sub mai multe nume. E o montură cu o construcție simplă și un număr minim de accesorii. Ca poziție, la boilisurile critic echilibrate, cârligul trebuie să stea culcat pe fundul apei, iar boilisul trebuie să stea ridicat. Thank you.
Montura se leagă de obicei cu fire combi semirigide și poate fi folosită foarte bine la pescuitul lansat. În pescuitul plantat, am testat-o și cu fire combi suple și funcționează bine. Am folosit-o atât cu cârlige mici, cât și cu cârlige mari. Și aș recomanda celor care vor să o încerce să înceapă cu cârlige mari. Modelul medium crescent e perfect, pentru că mărimile uzuale, cum ar fi 4, 5 sau 6, sunt ceva mai mari decât în mod normal. Mărimea 6 pare mai apropiată de mărimea 4, iar mărimea 4 e mai aproape de mărimea 2. Ca și la montura Wavy Pool, corelația dintre cârlig și boilies funcționează invers decât ne-am putea aștepta, adică se folosesc cârlige mari cu boiliesuri mici. Când vezi montura cu un wafter mic și un cârlig medium crescent numărul 4 sau 5, ai impresia că nu e în regulă, dar montura lucrează perfect. Ca și la montura Wavy Pool, dacă folosești cârlige mici, randamentul monturii e posibil să scadă și e ușor de explicat de ce. Distanța dintre cârlig și boilies e mică. Un cârlig mare are loc să agațe pește, în timp ce un cârlig mic s-ar putea să fie parțial acoperit de momeală. Principalul avantaj al modelului Medium Crescent ține de forma lui specială, care îl recomandă pentru monturile pe care le-am discutat, cum ar fi montura 360 de grade sau montura pentru boilies-uri critic echilibrate. Cârligul se poate folosi, bineînțeles, și pentru monturi clasice, cum ar fi montura blowback cu anou sau cu varnish, în combinație cu fire textile suple sau combi.